Astăzi, Anca te învață cum să faci pânjenul vesel. Această coafură este ideală pentru petrecerea de Halloween. Este ușor de realizat și foarte simplu. În schimb, o să ai nevoie de anumite chestii, pentru că se numește pânjenul și atunci o să încercăm să facem să arate ca un pânjenul. Deci o să avem nevoie de o gogoașă, o să mai avem nevoie de, adică să creăm capul de păianjen. Aici am lucrat puțin pentru că nu am găsit decât ochii și a trebuit să fac și ciucurelul ăsta. L-am făcut dintr-un ghem din acesta normal și la spate l-am fixat cu agrafă pentru coc. Așa, o să mai avem nevoie și de piciorușe. Eu o să am 8 picioare. Și cum am făcut picioarele? Păi, am cumpărat niște sârmulițe cu puf, ceva de genul acesta, și le-am împletit cu ghemul ăsta ca să fie negre. Și apoi, după ce le-am făcut cu ghemul, le-am îngrupat câte două ca să fie un pic mai groase. Și a ieșit așa. Și să începem. Să-mi fac o coadă în creștetul capului. Bun, deci mi-am făcut o coadă și după ce am făcut coada o să grupez. Adică o să grupez două câte două. Să vină ceva de genul acesta, ca să vină mai lung. Și după ce am fixat asta, o să-mi oprind. O să-mi prind două în față și două în spate. Și uite așa trebuie să arate. Deci mi-am prins două în față și o să mai prind două în spate. Bun, și deci mi le-am prins două în față, două în spate și acum o să-mi prind părul cu gogoașa, adică o să fac un coculeț. O să-mi fac un coculeț și o să prind gogoașa cât mai aproape de cap. Și acum o să acopăr cu păr. Bun, și acum după ce am făcut coculețul, dacă e nevoie îl fixez și cu agrafe, o să facem picioarele. Cum o să facem? O să facem un unghi de 90 de grade și o să facem piciorul jos. Deci facem un unghi de 90 de grade și întoarcem spre exterior să arate ca un picior și facem așa la toate. Bun, și după ce am fixat picioarele, piesa de rezistență. Și gata! Și gata coafura pentru Halloween! Și acum să mergem la petrecere! Te pup și ne vedem data viitoare!